venit în cetatea Brăilei, loc de legendă și de istorie scrisă și făcută de oameni puternici și pasionați de cultură, artă, știință și sport de performanță. Identitatea de oraș cosmopolit i-a facilitat Brăilei și locuitorilor săi o istorie cu totul și cu totul remarcabilă. Toate cele 10 etnii care au ales să conviețuiască alături de brăileni și-au pus amprenta în crearea unei spiritualități unice în peisajul românesc. Acest fapt a condus la crearea unei atmosfere creatoare, propice dezvoltării artelor, științelor și sporturilor, dar și a economiei, industriei și agriculturii. Brăila este recunoscută în lume pentru orgolul de a fi unică. Unică pentru felul în care și-a gestionat propria istorie, unică prin oamenii excepționali pe care i-a dăruit la nivel național și internațional. Omul în toată splendoarea sa de creator se simte excelent prin trăirea competiției. Unul din sporturile care surprinde complexitatea angrenării ființei umane în ideea de competiție cu miză puternică este boxul. Un sport aparent de forță, boxul practicat fără strategie, fără asumare și echilibru, este doar o luptă oarecare dintre doi indivizi. Toate cele trei elemente amintite mai devreme fac ca lupta oarecare să devină știință, artă și spectacol, victorie și triumf. Brăila a înțeles acest lucru prin marii campioni pe care i-a dat țării și lumii de-a lungul timpului, cucerindu-și astfel pe deplin statutul de cetate a boxului românesc de elită cu recunoaștere internațională. Prezentul este urmarea firească a unui trecut glorios. Brăila astăzi își culege roadele de vatră născătoare de mari campioni naționali, europeni și mondiali, dar mai cu seamă olimpici, organizând pentru prima oară o competiție sportivă de nivel european și anume Campionatul European de box sub 22 de ani, ediția a doua. Ediția a doua a Campionatului European de box al seniorilor sub 22 de ani, găzduită de orașul nostru, stă sub un motto extrem de îndrăgit de organizatori. În martie, boxul se întoarce acasă. Un cadou pentru apropiata sărbătorire a celor 650 de ani de existență a orașului de pe Dunăre. Moment artistic de încărcătură emoțională ca semn al tradiției și definitorii convențiuni multietnice, marca Brăila. Let's go.
Germania, Grecia. Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina și Bine.